Lăvit să fie Domnul. Bine ați venit la un nou cuvânt de suflet. Săptămâna aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vrem să ne ocupăm cu cele șapte rostiri sau șapte cuvinte pe care Mântuitorul le-a rostit pe cruce. Astăzi vom lua primul cuvânt din Cartea Sfântului Luca, capitolul 23, versetul 34. Isus i-a zis: Părinte! Iartele lor că nu știu ce fac. Pentru cei care ne urmăriți în Sfânta Scriptură, folosim traducerea înaltului Bartolomeu, ediția jubiliară 2000. Meditația de astăzi am intitulat-o așa. Iartă și iubește ca și Hristos. Hristos a spus aceste cuvinte, părinte iartăi că nu știu ce fac. După trei ani de propovăduire, de vindecarea bolnavilor, de hrănirea săracilor și flămânzilor, răsplata lor, răsplata lui a fost să stea pe o cruce, să fie țintuit cu piroane și auzit l vă rog, Părinte, iartă lor că nu știu ce fac. E greu a ierta. Ne-a spus cineva o vorbă, ne-a rugat o privire nepotrivită și ani de zile purtăm durerea și neiertarea și amărăciunea în suflet. Astăzi vrem să ne uităm la Hristos și să hotărâm să iertăm și să iubim ca Hristos. Totdeauna am fost foarte fascinat de credincioasa care a scăpat de la Auschwitz domnișoara Corin Tembu. Corin Tembu a fost o fată de origine olandeză când Hitler a adunat evrei pentru a-i duce la Auschwitz, fata aceasta în casa ei mare din Olanda a adăpostit și a ascuns evrei. Sigur că a fost prinsă, a fost dusă la Auschwitz împreună cu tatăl, cu mama, cu surorile ei, dar ea a scăpat. După ce a scăpat de acolo, a făcut un lucru uimitor pe toată lumea din vremea aceea. A spus așa, trebuie să-l iertăm pe Hitler și pe nemți. De aceea eu vreau să mă duc în toată lumea, să am un singur mesaj. Îl iertăm pe Hitler. Și ce a făcut el? Se spune că mergea în diferite biserici, la sfârșitul slujbei avea câteva minute în care pleda pentru iertarea lui Hitler. A ajuns într-o biserică din Miuhen, s-a terminat slujba, i s-a dat cuvântul și din nou a spus, trebuie să-l iertăm pe Hitler. În al treia bancă era călăul care a chinuit-o pe ea și pe sora ei. Când a terminat de vorbit, omul s-a ridicat în picioare și a spus, Domnișoara Corintembu, te rog să mă ierți. Și a întins mâna spre ea, te rog să mă ierți. Și domnișoara Corinte în buscrie, am simțit atunci cu munți de neputință, sunt pe sufletul meu. Și omul stătea cu mâna întinsă, acum trebuia să întind și eu mâna, dar ce să pot să întind mâna? Și am început să mă rog să spun, Doamne Iisuse Hristoase, eu predic iertarea în toată lumea, dar ajută-mă să iert și eu acum. Și omul stătea cu mâna întinsă. În cele din urmă, cu greu, am întins mâna și am spus, te iert în numele lui Hristos. Și Colin scrie în carte ei așa, acel om a mers eliberat acasă, dar eu m-am dus de o mie de ori mai eliberată și mai liberă. A ierta înseamnă o decizie. Hotărăște-te, decide să ierți în numele Lui Hristos. Dăm voie foarte pe scurt să-ți dau trei sau patru pași dacă ești în conflict, dacă ești în ceartă cu cineva, dacă cineva a avut ceva cu tine. Cum să faci? 1. Vorbește despre Dumnezeu cu acea persoană, rogă-te! Nu te ruga să o bată! Nu te ruga să-i se întâmple ceva rău! Spune așa! Doamne, luminează-i mintea! Doamne, binecuvintează-i viața! Doamne, ieși înainte aici și dă-i dragoste! Și îți spun ceva! Când faci asta, se întâmplă două lucruri. Unu, Dumnezeu îți vindecă propria inimă! Și Dumnezeu lucrează și la el! Primul pas! Roagă-te, roagă-te, roagă-te! pentru cel care are el ceva cu tine sau probabil ai tu cu el. Doi, cum să te împaci? De obicei când se ceartă doi, întrebarea e care să vină primul? Totdeauna într-o ceartă amândoi sunt de vină. Dacă iei, spre exemplu, doi bolovan și lovești de oaltă, e scântei. Dar dacă iei un bolovan și un bruș de mămăligă și lovești, nu este nimic. De obicei, la curunie, spun la tineri, câteodată trebuie să fii mămăligă. Al doilea pas e cine să meargă primul. Ascultă-mă, cel mai cu minte se va pleca primul și va spune iartă-mă și Dumnezeu va muia și inima celuilalt. Iar al doilea pas, du-te tu primul. Avem noi o vorbă la români, te iert, dar nu te uit niciodată al treilea pas e, tratează-l cum nu ți-ar fi greșit niciodată. Roagă-te și spune, Doamne, dă-mi o inimă bună să-l tratez pe fratele meu, pe sora mea, pe vecinul meu, ca și cum nu m-ar fi supărat niciodată și Dumnezeu te va ajuta. Întrebarea e, dar de câte ori să-l iert? Îl iert de 20 de ani. Sfântul Petru a întrebat, Doamne, E suficient dacă ieri de șapte ori. Și s-a spus: Petre, adevărat, îți spun că de șaptezeci de ori câte șapte, adică totdeauna. Sfântul Pavel spune așa: Să nu apună soarele peste mânia voastră. Meditația de astăzi se intitulează așa: Iubește și iartă ca și Hristos. Dacă ai neiertare în Suflet, împotriva cuiva, te provoc, te rog, te chem în numele lui Hristos, hotărăște să spui, îl iert pe Vasile, pe Ioan, îl iert din toată inima. Apoi, du-te, dă un telefon și spune-i, te-am iertat, ani de zile nu te-am putut înghiți, iartă-mă și tu, frate, și apoi tratează-l cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Cuvântul a fost de astăzi așa. Părinte, iartă-i că nu știu ce fac. Să ne rugăm și noi așa. Pentru oricine ne-ar face vreun rău. Tată, Părinte, iartă-i. Și dacă noi vom face așa, Dumnezeu ne va ierta pe noi și vom fi cu noi. Domne, ajută. Va urma pe mâine.